Bună ziua, sunt Virge și în videoclipul de astăzi vom discuta despre ușa frigiderului. Dulapul este prevăzut cu o ușă care închide cumva de răcire. Ușa este prevăzută cu pereți dubli executați ambii din tablă de oțel, față de tabla de oțel și spatele din materiale plastice sau ambii din materiale plastice. Spațiul între pereți este umplut cu material izolant, de obicei vată de strică, velit sau ampora. La cele mai multe frigidere și în special la cele de fabricație recentă, spatele ușii este confecționat astfel încât să permită depozitarea pe ușa sticlelor, borcanelor, ouălor, pachetelor cu unt și altor tipuri de materii prime. Balamalele frigiderelor sunt fixate pe dulap. Închiderea ușii se etanșează cu ajutorul unei garnituri de cauciuc montatele pe spatele ușii. Pentru etanșare perfectă la închiderea ușii, aceasta trebuie să adere complet pe marginea dulapului, fără a lăsa spații libere între garnitură și dulap. Garnitura este confecționată din cauciuc natural și trebuie să fie elastică, să nu producă miros, să nu se deformeze sau să deterioreze în timp, să nu capete fisuri sau rupturi. Formele cel mai uzuale garniturilor sunt cele reprezentate în diferite cărți din industria tehnicii frigului. Montarea lor pe ușă se face cu ajutorul struburilor. Majoritatea tipurilor de frigidere, în special cele cu absorție, au în partea de jos un spațiu neizolat rezultat din construcția dulapului și a mașinii frigorifere. Acest spațiu se închide de obicei cu un capac fasonat sau cu un capac simplu mascat de ușă. În acest spațiu nu se pot conserva alimente. Eu sunt Virgil, vă salut și vă doresc o zi cât mai plăcută. Ne vedem data viitoare la un nou videoclip.